Nemulțumiți de salariile pe care le câștigă angajații din sport, au trecut la acțiuni de protest. Astfel, angajații din subordinea Ministerului Tineretului și Sportului au făcut ieri la Pitești o grevă de avertisment prin care au cerut, printre altele, egalizarea drepturilor salariale cu Ministerul Educației și Cercetării, respect și apreciere pentru performanța sportivă a profesorilor, antrenorilor și sportivilor. Revendicările noastre, așa cum au venit spre membrii, este vorba de cererea noastră de egalizare a salariului la nivel maxim, așa cum sunt în plată aflate în domeniul nostru. Este vorba de plata orelor suplimentare sâmbătă și duminica, muncim fără a fi plătiți, ori lucrul ăsta nu mai poate continua. Sunt locații, sunt zone în taberele sportive, în complexurile sportive naționale, unde muncim zi lumină și suntem plătiți 8 ore. La ce nivel s-a lăsat salariul? Salariile nete în sport și tineret sunt 1300 de lei net. Fără sporuri, fără ore suplimentare, fără niciun alt fel de venit suplimentat. 1300 de lei bani în mână, nu contează vechimea. O altă revendicare a noastră, diferențierea în funcție de vechime. Nu poate fi plătit la fel și colegul nostru care are 0 ani vechime și cel care are 40 de ani vechime. Este inadmisibil, din punctul nostru se încalcă un drept și lucrul ăsta nu va mai continua. Suntem dispuși de data aceasta să mergem până la capăt, oprim lucrul definitiv. Ei au ales să nu mai semneze nici contractul colectiv, să nu-l prelungească cu noi, ori lucrul ăsta este una din revendicările noastre. Ce va urma? În data de 2 august avem din nou grevă între 10 și 12 și meeting la Ministerul Tineretului și Sportului, urmând ca, în cazul în care nu se rezolvă revendicările noastre, în data de 8 să oprim total lucrul în sport și tineret. Între 15 și 20, aproape 20 de inși cu salariu minim pe economie. De fapt, ei au sub salariu minim pe economie, dar salariul minim pe economie este declarat cel în plată. În schimb, când se măresc salariile, se măresc salariile lor reale. Și dacă cumva depășesc salariul minim pe economie, atunci se dau. Dacă nu, se dă tot salariul minim pe economie. Asta o dată. În al doilea rând, noi am vrea direcțiile să avem măcar un spor. Nu avem niciun fel de spor. Nu există. În minister există sporul, dar la noi nu există. Și am dori măcar, conform 757 decizia Curții Constituționale, să avem la fel ca și colegii noștri din Sălaj, să avem la fel ca și colegii noștri din Călăraș. De ce să fie salarii? Au participat angajații de la Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Argeș, CSM Pitești și Complexul Sportiv Național Bascov. Surprinzător, CSM-ul Cel Câmpulung a fost reprezentat de o singură persoană, liderul de sindicat, Petre Iliescu. Da, am participat la Pitești, la greva de avertisment, să-i zicem, pentru că pe 2 august vom avea un meeting la București și sperăm să obținem ceea ce ne-am propus, mărirea salariilor. Pentru că am ajuns într-o situație de-a dreptul, să zic, comică, dacă nu îi bună, nu față și tragic, pentru că noi avem salariile cele mai mici din România. În momentul în care a intrat o lege în vigoare, legea 153, care la noi în sistem nu este aplicată. Dacă mergem la minister și discutăm cu persoanele de la resurse umane, abar nu au ceea ce reprezintă legea 153 și noi cerem mereu. Dom'le, hai să o aplicăm, e o lege bună, rea, dar hai să o aplicăm. Nu se poate. Și atunci am reprezentat la Pitești clubul sportiv Mușel, fiind și liderul de sindicat al acestui club. Directorul clubului sportiv Mușcel, Mircea Fulger, nu a participat la greva de avertisment, iar despre acest lucru, Petre Iliescu spune că domnul director nu prea agrează sindicatul. Spuneți-mi cine a mai fost prezent de la clubul sportiv Mușcel? Ieri nu a mai fost prezent nimeni, nici o salarie. Am mers singur. Nici măcar da. Domnul director nu a fost? Domnul director, cred că nu prea îmbărțicează ideea sindicală, dar n-aș vrea să vorbesc în numele dumneavoastră. Dar nu prea greu sindicatul. Cu toate că trebuie să știți un lucru. Noi ne zbatem și ne batem pentru drepturile inclusiv ale directorilor, pentru că nici ei nu au salarii
aliniate la ceea ce e astăzi în România. Deci eu acolo nu mă duc să mă bat pentru muncitorul X, Y sau sindicatul ăsta. Ne batem pentru toți.